16, sunt un număr de 22 de consilieri prezenți. Ordinea de zi, avem 6 proiecte de hotărâre. Punem la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 1. Hotărâre pentru modificarea HCL numărul 74 din 30.03.2017 privind alocarea unor sume de bani din capitolul 67.02 Cultură, Recreere și Religie. Aici aș vrea să fac eu un amendament, să dăm suma de 10.000 de lei. Aș vrea să rog pe domnul Gabi Muraru să ne explice puțin cam ce o să fie sărbătoarea. O să vă explic eu. Da. După cum știți, la fel cum am organizat anul trecut, ne dorim să marcăm prima atestare documentară a Curții Domnești. În acest an se împlinesc 526 de ani. Evenimentul își propune să aducă la Curtea Domnească ateliere meșteșugărești, străjerii turnului, formații de reenactment din toată țara, din zona medievală, la Piatra Neamț. Vom avea o tabără de otomani, vom avea o tabără de moldoveni și evenimente de la Curtea Domnitorului Ștefan cel Mare. Noi am făcut un cost estimativ al acestui eveniment. Cu ce s-a aprobat la ședința trecută, nu ne descurcăm pentru a crea evenimentul. Și probabil, după ce se vor face achizițiile pe SEAP, vor fi prezentate toate costurile evenimentului. Mulțumim. Se pune la vot amendamentul. Cine este pentru? Împotrivă? Abține. 13 la 9, amendamentul a fost aprobat. Supunem la vot proiect de hotărâre cu amendament. Cine este pentru? Împotrivă. Abține. Nu mai faceți tabără de tot, facem numai din modul. Hotărâre pentru modificare HCL numărul 76 din 30.03.2017 privind modificarea organigramei și a statului de funcție ale primăriei municipiului Piatra Neamț pe anul 2017. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? 3. Hotărâre privind preluarea pe bază de protocol a obiectivului de investiții Piața Centrală Sfântul Gheorghe din municipiul Piatra Neamț, situat în strada Baltagului numărul 8, de la Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurile Europene, prin Compania Națională de Investiții CNI SA. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? 4. Hotărâre privind serviciul public de administrare, întreținere și exploatarea pieței centrale agroalimentare Sfântul Gheorghe din municipiul Piatra Neamț. Domnul președinte, dacă mi-ați voie să fac o precizare. Grupul consilierilor locale PSD ALDE PMP lucrează la caietul de sarcini, așa cum a spus și la ședința anterioară, și va fi prezentată în ședința ordinară următoare. Permite să fac și eu o precizare. Proiectul de sarcină este în sarcina aparatului tehnic al primarului, dar ne bucurăm totuși că lucrați în paralel la un proiect de sarcină. Pregătim și niște amendamente, pe voi. Sigur, da. Bun. Să trecem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? 5. Hotărâre privind aprobarea unor măsuri pentru administrarea pieței centrale Sfântul Gheorghe din municipiul Piatra Neamț. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? 6. Hotărâre privind încheierea unui parteneriat între municipiul Piatra Neamț și Fundația Boxul Nemțean. Aici aș vrea să fac mai mult o discuție decât un amendament. Am vorbit cu reprezentanții fundației și ar avea nevoie de sala mică, pentru că în sala mare am înțeles că este un concert mărginianu. Și cei care vin la campionatul respectiv de box sigilează ringul și ringul nu mai poate fi mutat. Deci sala mică ar vrea dânsii. Este sala mică trecută în hotărâre. Cine este pentru?
Am și eu o întrebare, dacă v-ați ocupat de asta. Participă și boxeri din Piața Neamț? Nu știu, n-am întrebat. Din Bacău știu sigur. Nu, din Piața Neamț. Din Bacău nu mă interesează. Adică, eu am fost din Piața Neamț. Am fost la el la antrenament și am văzut că are ceva copii, nu are, nu cred că are pentru campionat. Mulțumim!